Unul dintre cele mai mari parcuri ale Iașului va fi reabilitat. Primăria Iași a lansat licitația, proiectare și execuția parcului Ciurc, iar valoarea totală a lucrărilor se ridică la peste 20 de milioane de lei. Potrivit proiectului, spațiul va fi modernizat complet de la reabilitarea aleilor până la trasarea unor căi de acces logice și mobilare adecvată a parcului. Vor fi inserate diferite funcțiuni specifice unui spațiu verde public, locuri de joacă, o zonă pentru evenimente la scară redusă și locuri de odihnă. Intervențiile vor avea în vedere întregul parc desfășurat pe o suprafață de 5,8 hectare. O componentă a proiectului prevede integrarea unui monument dedicat victimelor holocaustului. În ceea ce privește spațiile verzi, vor fi plantați peste 120 de arbori, 1000 de arbuști, circa 2000 de specii de floricolă și graminee ornamentale. Sistemul de iluminat va cuprinde 64 de stâlpi noi cu LED, o nocturnă pentru terenul de sport. Valoarea totală a contractului se ridică la 20,5 milioane de lei, iar ofertele vor fi deschise pe 31 mai. Fondurile sunt asigurate de la bugetul local.